Cele mai multe furturi din magazine reclamate la Buzău în mediul urban sunt furturi de la raft, comise în general pe fondul neatenției vânzătorilor. Aceasta este concluzia polițiștilor în bilanțul activității pe anul 2017, în ceea ce privește infracțiunile de furt. Referitor la criminalitatea stradală, anul trecut au fost sesizate cu 11% mai puține fapte comparativ cu perioada similară a anului 2016. Acest gen de infracționalitate s-a aflat pe un trend descendent în ultimii 5 ani. Pe de criminalitate stradală, la nivelul județului Buzău, avem cea mai mică valoare înregistrată în ultimii 5 ani, respectiv 366 de fapte sesizate, cu 11% mai puține decât anul trecut. Așa cum arătam, este un tren care durează de câtva timp. Sperăm și în 2018 să-l menținem. Nu au fost sesizate fapte stradale cu grade de pericol social ridicat sau cu impact important asupra membrilor comunității la nivelul județului Buzău. Astfel, potrivit conducerea Inspectoratului de Poliție pe Genuri de Fapte, anul trecut au scăzut infracțiunile de furt sesizate cu 10%, cea mai mare scădere fiind la furturile din societăți comerciale, iar tâlhăriile au scăzut cu peste 37% față de 2016. Un impact deosebit l-au avut activitățile desfășurate pentru asigurarea gradului de securitate a bunurilor și valorilor deținute de persoanele fizice și juridice din județ, peste 1000 de obiective fiind asigurate cu sisteme tehnice de securitate și mai mult de 500 cu sisteme de supraveghere video, în plus față de anul 2016, dintre acestea 2023 aflându-se în mediul rural. Ca și consecință directă s-a înregistrat o scădere cu 23,7% a furturilor din societăți comerciale, respectiv scăderea cu 54% la furturile din societăți comerciale prin efracție.